Bună seara, bun găsit la Se întâmplă în România. Sunt Sabina Iosub, este ora 21:30. Vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 23. Vă spun pentru început că în anul centenarului, una dintre casele în care a locuit o parte din familia Brătianu și apoi familia celebrului compozitor Siledinicu, e intens disputată. Părți din casă au devenit obiect de scandal între cel care a devenit ulterior proprietar și un grup de persoane. Motivul? Împrumuturi cu dobândă, acuză avocatul moștenitor. De cealaltă parte, cei arătați cu degetul de avocat acuză la rândul lor. Și ei au formulat acțiuni în instanță pe motiv că ar fi fost păcăliți. Cât oamenii se judecă, nimeni nu se îngrijește de casa Brătienilor, care riscă să devină o ruină. În centrul capitalei, pe strada Lascăr-Catargiu, o casă veche cu arhitectură deosebită întoarce capul trecătorilor. Imobilul este deosebit mai ales prin istoria lui. Casa a fost a familiei Brătianu, construită în perioada interbelică. Ar fi fost una dintre casele în care a locuit I.C. Brătianu împreună cu familia sa. Tot acolo ar fi avut pentru o perioadă și biroul. În camerele de la etaj locuiau angajații, cei care se îngrijeau de curățenia casei. În perioada comunistă, vila a fost naționalizată, apoi cumpărată de două familii, cea a compozitorului Siledinicu și de către o familie de bucătari celebri ai vremii. Partea în care noi ne aflăm la intrarea asta este cea care aparține lui Siledinicu? Da. Exclusiv pe aici se intra. Asta este curtea care a fost în folosință exclusivă a lui Siledinicu. Siledinicu și soția lui au păstrat ușile, ferestrele, arhitectura, concepute încă de pe vremea când brătienii locuiau acolo. Tot așa au rămas și azi. Asta este ușa originală a imobilului. Asta e ușa brătienilor sau lui ușa Siledinicu? Ușa brătienilor, așa cum a fost casa. Aici este holul de intrare. Uh-huh. Și ferestrele? Totul este recondiționat. Astea au vechime de aproape 100 de ani. Sunt refăcute, decapate, lăcuite. Mă rog, cineva care se pricepe le-a făcut. Tocul este cel original. Au fost albe inițial, le-am păstrat la culoare albă. Ușile au aceeași vechime, originale. Și pe lângă arhitectura casei și poziția casei, presupun că are și o însemnătate emoțională. Pentru mine, da. Are însemnătate emoțională. M-am născut aici, am crescut în casa asta, am reconstruit-o, am refăcut-o. Pentru că celebrul compozitor și soția sa nu aveau copii, s-au apropiat de unul dintre copiii celeilalte familii din imobil. La momentul ăla au spus că vor să mă înfieze. Părinții mei au spus, da, nu e cazul, că el oricum e la noastră în casă, stă tot timpul, nu avem nevoie de nimic, în fine. Și la un moment dat, dânsul era foarte bolnav, a paralizat, a avut un atac cerebral. Doamna la fel avea ceva probleme, se mișca foarte greu și la un moment dat era imobilizată. S-a prăpădit domnul Dinicu, a rămas dumneei și la o perioadă, pentru că Paula Aicob era o prietenă apropiată și confidentă și ne cunoșteam pe vremea aia, a rugat-o să-mi fac actele de moștenitor, un testament, și asta a fost. După care am mai trăit o perioadă, n-am știut de ceea ce are de gând să facă, nici eu, nici părinții mei, la momentul ăla. Pur și simplu. S-a întâmplat. După moartea celor doi, Cătălin Drăgoi a devenit moștenitor și pe partea de casă care a aparținut artistului. Asta este living-ul. Am încercat să-l păstrez într-o notă cât mai aproape de ce era. Am urmărit și niște poze mai vechi. Bine, știu din familie, din bunici, știu cum arăta înainte. Adică... Siledinicu, când locuia, avea pianul în zona asta. Aici compunea, o să vă dau niște poze vechi, să vă arăt în poze cum avea biblioteca, discurile și partea în care înregistra era pe acest colț. Aici a fost totdeauna un dining, unde se servea masa. Asta este partea de, mă rog, era dining-ul înainte. Sunt câteva obiecte de mobilier pe care le-am păstrat din acea perioadă. Lustrele sunt păstrate și recondiționate. Sile Dinicu și Victoria Dinicu sunt tablouri care stau la fundație, le-am adus să le vedeți. Și ele au rămas aici în casă, nu? Numai în casă au stat. Și am mai multe. Am păstrat toate tablourile, toate pozele, discuri, poze cu artiști. Mi-au rămas și le-am păstrat. Pianul, Siledinicu. Ele au fost în zona asta. Aici pe perete erau.
După ce am modificat casa, le-am schimbat locul. Au alt loc de cinste. Și, mă rog, biroul de la Siledinicu mi-a rămas. O parte, așa sunt, corpul de aici a rămas de pe acea vreme, măsuța de cafea pe care servea cafea. Spuneți-mi o amintire din casa asta cu Siledinicu. Făcea petreceri foarte frumoase cu artiști mari. Adică invita aici în casă? Da, da, da. Corina Chiriac, am cunoscut-o când este la Popescu, perioada când el era dirijor la radio-televiziune, veneau și saxofoniștii, cânta la pian cu ei, cânta Tudor Pană cu vioara. Petrecerile erau frumoase. Casa în care cei doi au trăit cele mai frumoase amintiri a devenit obiectul unui scandal între moștenitorul artistului și alte persoane. Ce părere ar fi avut despre situația în care se află acum casa asta? Să vă spun sincer, mi se strânge inima numai că mă gândesc că ar putea să știe. Poate de acolo de unde vede. Dar sper să mă vegheze. Așa cum m-au vegheat când eram mic, partea asta de casă este salvată. S-a pierdut partea, jumătatea cealaltă prin care noi, noi corespundeam cu dânsii și treceam dintr-un apartament în celălalt, prin acea executare cămătărească. Povestea a început în 2015, atunci când Cătălin Drăgoi, devenit avocat, ar fi vrut să se asocieze într-o afacere în domeniul construcțiilor. Mi s-au cerut niște bani cu care să intru să particip. Inițial am intrat ca un finanțator, ca un fel de partener, să spun. Asiguram o consultanță și pe partea juridică și pe partea contractuală, după care el a început să-mi indice persoanele, găsim de acolo, găsim de acolo, mai avem nevoie. Ar fi semnat niște împrumuturi la notar, iar de acolo ar fi început și problemele. Avocatul susține că cei care acordaseră un împrumut de aproape 50.000 de euro ar fi început să-i ceară dobânzi, lucru negat însă de unul dintre cei acuzați. O parte din casă a fost executată deja silit. Curtea a rămas în paragină. Pe vremuri era plină de flori. Părinții mei mai pot pune flori doar la balcon, sus. Ei nu fac nimic, nu vin aici decât pentru scandal. În acest sens, și de o parte și de cealaltă a baricadei, au fost formulate plângeri și acuzații. Unul dintre cei acuzați, contactat de reporterii Antena 3, nu a dorit să fie înregistrat, dar susține că el și celelalte persoane acuzate sunt de fapt victimele avocatului, care ar fi păcălit cu sume de bani și au intentat și aceste acțiuni în instanță împotriva lui. Alături de mine sunt la această oră și le mulțumesc pentru prezență Mihai Belu, Daniel Ionașcu și Florin Ghiulbenghian. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în această seară. Începem cu un subiect deloc ușor, o poveste care ne aduce în lumină Casa Brătienilor în anul centenarului, care ar putea, mare atenție, să devină o ruină. Pentru că cei de din acea casă se ceartă, de fapt, pe ceea ce înseamnă acel imobil. Domnule avocat, încep cu dumneavoastră. Ați acuzit toate datele pe care le avem în acest moment. Ce credeți că se va întâmpla acolo? Cum se poate rezolva situația? Dați-mi voie să vă spun ceva ce merită spus acum. De foarte multe ori, ducându-ne sau venind dinspre centru, înspre Băneasa, de la procese, cu maestra Paula Iacob, o luam de multe ori, atât prin centru, cât și pe alte străzi, unde îmi spunea istoria fiecărei case, caselor importante pe lângă care treceam. Îmi aduc aminte de această casă, îmi aduc aminte de istoria ei, îmi aduc aminte de poveste, îmi aduc aminte și de relație de care vorbea domnul avocat, spuneți, cu maestria familiei, maestrii Paula Iacob, cu Siledinicu, context în care cred că oamenii care au fost părinții noștri, care au fost generațiile acelea de aur ale acestei românii pe care noi o sărbătorim și presnoim astăzi în mod centenar, aveau un cult pentru ceea ce înseamnă casă, spațiu și mai cu seamă respectul pentru cei ce au fost. Grigore Vieru spunea bună oară că orice casă părintească nu se vinde, pentru că ochii mamei încă ne privesc de acolo, nu ai mamei și ai valorilor, ai părinților acestui neam, cum ar fi de pildă Brătenii, cum ar fi de pildă Siledinicu. În contextul în care astăzi, la 100 de ani de Românie frumoasă, găsim în orice loc, în orice spațiu, timp pentru ceartă, timp pentru răsmeriță, chiar și pe ceea ce înseamnă sfidarea ochilor mamei, a valorilor, cum ar fi Brătenii, cum ar fi Siledinicu, cum ar fi Minescu, cum ar fi Coșbuc, cum ar fi alții. De ce e important acest lucru în raport cu clădirea de pe Râsul Catargiu? Pentru că atunci când nu ai simțul valorii,
nu te cutremură absolut nimic. Și atunci apar actele de cămătărie spirituală, în care nu știi cum să agonisești tu, clădindu-ți efectiv agoniseala pe eșecul altuia, pe sfidarea altuia, devenind așadar o societate de oameni fără coloană vertebrală, fără respect pentru cei ce au fost și fără respect între noi. Și atunci se nasc aceste povești. Domnule Ghilbenghian, parcă e o rețetă cunoscută, nu? Întâmplător știu cazul cu mult mai multe detalii decât ceea ce ați prezentat. Este un caz extrem de interesant pentru că cei care au construit, cei care s-au constituit într-un grup infracțional organizat care l-au păcălit pe avocat, au repetat aceeași procedură și cu încă o persoană. Nu este singurul caz de acest tip. Aveți dumneavoastră datele, dovezile, da, în privința asta? Întâmplător, unul dintre ziariștii prieteni s-a ocupat de acest caz și am reușit să găsim, de exemplu, pe fostul director al Direcției Cimitirelor din București, preot Popa Viorel, Popa-i numărânță de familie, care și el este o victimă a unei modalități în care același grup de oameni au făcut același lucru, încercând să-l execute și pe el. Imobilul însă are o istorie extrem de interesantă și o poziție extrem de importantă în arealul bucureștean. Ceea ce, din păcate, am constatat în ultimele săptămâni este și implicarea unor actori guvernamentali, locali, să-i spunem, de la Poliția Sectorului 6, Poliția Locală și Poliția Sectorului 1, tot locală, nu cele ce țin de ministerul, în protejarea acestui grup de infractori. Ce dovezi aveți pentru afirmațiile pe care le faceți? Deja s-au depus documente atât la primăria sectorului 6, am înțeles inclusiv domnul avocat le-a trimis în atenția domnului primar Mutu, cât și eu personal am depus o sesizare la domnul primar Tudorache. Săptămâna viitoare se vor constitui comisiile de disciplină care vor lua în discuție acest caz și posibila implicare a polițiștilor locali în protejarea grupului de cămătari. Hai să vedem, Mihai, având, uite, și mai multe informații, ce crezi tu că se va întâmpla în continuare? Unde se va ajunge? Eu m-aș aduce aminte de altceva. Se va ajunge la parchet, va fi o cavalcadă de procese din ambele părți și partea care se va apăra mai bine va câștiga. Dar eu m-aduc aminte, acum, cred că sunt 20 de ani, când eram tânăr ziarist la Cotidian, cred, m-am dus să iau un interviu unui cunoscut cămătar din București și în 45 de minute, o oră cât am stat acolo, au venit, cred că, 5 persoane care insistau, care plângeau să primească bani cu împrumut pentru afacerile lor, pentru ce aveau ei și erau refuzate. Nu constituiau, nu aveau garanții, nu păreau afacerile să fie atât de bune, le făcea ca un fel de analiză financiară în momentul respectiv. Ideea e că la noi s-a mers, ca în multe alte cazuri, pe o interdicție totală a actului pe care îl numim cămătărie, în loc să se meargă spre o reglementare. Adică să se poată da, persoanele fizice, să poată da împrumut în anumiți parametri. Pentru că interzicând ceva până acum, nici în România și niciunde în lume, nu s-a reușit eradicarea. Niciodată nu s-a reușit prin metode prohibitive. Nici la americani când au încercat cu alcoolul, niciunde nu se reușește printr-o interdicție totală. Se reușește prin reglementare, iar lipsa reglementării face pe oameni să se ascundă în spatele unor contracte care după aia trebuie descălcite ani de zile prin